Dragilor, și bine v-am regăsit la un nou clip. Pentru că știu că mulți dintre voi sunteți scriitori, astăzi o să vorbim din nou despre tehnica de scris și mai exact despre cum să alegi numele personajelor. Rămâneți! Cum să alegi numele personajelor? În primul rând, trebuie să ții cont de perioada sau timpul în care se desfășoară acțiunea din cartea pe care tu o scrii. Una e să scrii despre era victoriană și una e să scrii despre epoca modernă sau eventual dacă totul se situează undeva într-un viitor îndepărtat. În funcție de asta, numele o să difere și rezonanța acestora o să fie specifică timpului în care oamenii aia trăiesc, de preferat. E tot de preferat să eviți să folosești nume foarte, foarte asemănătoare. De exemplu, Mike, Michael, Michel, nu știu, Michelangelo, Mike, nu am mai zis Mike, parcă, în fine. Deci, înțelegeți, care să aibă aceeași rădăcină și care să semene foarte, foarte mult. Michaela, de exemplu, cu Mike. Aici, iarăși, și până la urmă o să ajungem să nu mai știm cum se numește protagonistul, cum se numește celălalt personaj, iar asta încurcă foarte mult cititorul. E foarte un lucru foarte contraindicat. Fi de preferat să folosiți nume care să difere și ca și construcție, ca număr diferit de silabe, adică ori unul să fie Mike, altul să fie Dominic, celălalt să fie Joe, zic. Trebuie să se poată citi ușor. Eu cel puțin am o problemă în momentul în care citesc clasicii ruși sau încerc să-i citesc. Am o problemă în momentul în care ajung la un personaj care se numește Alexei Dimitrievici Vasilievici, nu știu cum, Petrovici, nu știu cum. Ah, și dacă e doar Petrovici, e ok. Dar știți voi la ce personaj mă refer? În general, în momentul în care dau peste astfel de personaje, le pun o poreclă și recunosc vizual construcția numelui și atunci spun Alex. Da, Alex a făcut nu știu ce. Și trec peste. Nu citesc tot cârnațul de nume, că nu, pentru mine nu funcționează. În funcție de timpul pe care îl alegeți pentru povestirea voastră, trebuie să se încadreze și ca spațiu. Dacă acțiunea se desfășoară cumva în sfera asta balcanică, personajul o să aibă anumite nume. Dacă o plasați undeva în Orientul Mijlociu, alt nume. Dacă o plasați prin Africa, alt nume. Chiar dacă nu spuneți concret unde anume se desfășoară acțiunea, pe mine cel puțin nu mă interesează de cele mai multe ori unde se desfășoară acțiunea, dar vreau să fie totul echilibrat, adică toate elementele astea, personaje, narațiune, adică, mă rog, fir, narativ, lucrurile care se întâmplă, micile lor obiceiuri, vreau să fie cumva congruente unele cu celelalte. Țin foarte mult la aspectul ăsta, pentru că altfel nu pot să mă conectez la personajele diferite dacă nu le văd ca pe niște persoane relativ reale. În momentul în care alegeți numele personajelor, puteți să folosiți anumite semnificații ascunse. De exemplu, îmi vine în minte tot personajul meu. În funcție de ce reprezintă, puteți să alegeți un anumit nume. De exemplu, personajul meu, Albert, despre care v-am tot spus, se numește Pascal. Pascal, ghici de la ce? Da, ar fi mai multe variante. Varianta adevărată, sau mă rog, la care m-am gândit eu, de la care am pornit eu, este că în Pascal se măsoară presiunea. Și atunci el, fiindcă are parte de foarte multă presiune în viața lui, asta îl definește foarte bine și ca nume. Dacă personajul vostru are anumită funcție în poveste, puteți să folosiți asta pentru a-i găsi un nume potrivit. De exemplu, Hannibal. Cam Hannibal rezonează cu Hannibal Lecter sau Hannibal luptătorul acela Hannibal. Adică ar fi cumva ciudat să numiți un personaj pașnic, să numiți Hannibal. Unde găsiți numele astea? Puteți să intrați pe toate site-urile unde sunt prezentate nume de copii. Orice, nu știu, copil.ro, sunt tot felul de site-uri.
O să vă las pe undeva carduri sau câteva, nu știu, link-uri înspre blocurile acestea. Iar trebuie să aveți în vedere conotațiile sociale sau istorice pe care acest nume poate sau nu să-l reprezinte. Dacă e vorba de cineva născut într-o familie regală sau într-o familie cu de anumite istorie, atunci s-ar putea să aveți cumva alte elemente în momentul în care construiți acest nume. Pentru complicații inutile, eu am ales numele astfel încât să se potrivească cât de cât unei acțiuni universale, cumva, sau unei zone universale, să nu fie strict legate de o zonă geografică, pentru că eu îmi doream și îmi doresc în continuare, adică, mă rog, asta e un proiect pentru viitorul apropiat, îmi doresc să traduc cartea. Și atunci mi se părea aiurea să schimb numele personajelor ca să se potrivească și altor țări. Cred că unii dintre voi, sau unele dintre voi, că mai mult marketată pentru doamne și domnișoare, în 3 metri deasupra cerului, personajele se numesc într-un anumit fel, adică el e Stefan, Step, și în film el se numește Hugo Hace, Ace, 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 Hugo, în fine, înțelegeți și despre cine vorbesc. Ce mi s-a părut foarte deranjant în momentul în care am văzut că numele personajelor sunt schimbate și mai ales personajele principale. De aceea mi-am dorit ca aceste personaje ale mele să rămână, măcar din punctul ăsta de vedere, constante și să aibă același nume în toate traducerile. De nevoie să țineți cont de lucrurile astea, mai ales dacă, nu știu, vorbiți despre obiceiuri din anumite zone, nu știu, harakiri sau ceva, din zona Asia, sau ceva, sacrificii sau ritualuri voodoo din Africa sau, mă rog, din zona aceea. E nevoie să aveți în vedere asta și să potriviți personajele regiunii. Că știu că e așa de atrăgător să scrii cu nume din astea exotice și pare cumva mai sofisticat, dar până la urmă nu trebuie să fie sofisticat, trebuie să fie oamenii potriviți în locul potrivit, cu acțiunile potrivite. Până la urmă cred că la asta se rezumă o carte bună. Sper că v-a ajutat, dacă sunteți curioși în legătură cu personajele acestea ale mele din complicații inutile, vă las linkurile mai jos. Dacă nu ați luat cartea încă, puteți să o faceți de pe Libris, de pe Emax sau direct de la noi. Altfel, până data viitoare, să citiți mult!